dialogul pe care l-am avut cu, cu domnul procuror general Lazăr, domnia sa a arătat că are viziunea managerială, determinarea și autoritatea necesară unei asemenea funcții, dar dincolo de acest dialog, cred că toată activitatea și toată cariera domnului procuror general Lazăr îl recomanda pentru un asemenea post, într-o perioadă care nu este, cred eu, ușoară pentru Ministerul Public. Prin faptul că spun că nu e ușoară, nu vreau să zic că e grea. Spun că nu e ușoară în sensul că Ministerul Public se află, cred, la un moment la care are nevoie de o reformă. Vom avea în vedere combaterea energică a genurilor de infracțiuni care vin tot mai puternic în actualitate și am în vedere criminalitatea organizată, terorismul, care, iată, se impun în prim plan.